N-aș fi dat imaginele. Ok. Eu spun sincer, nu le-aș fi dat. Pentru că nu văd nicio relevanță pentru informarea opiniei publice. Acolo este o femeie, din punctul meu de vedere, desfigurată și distrusă, de boală, de suferință, nu știu, da? De situația în care se află. Deci, în plan uman, văd, pacientul Sorina Pintea, în opinia nu ta... Nu văd. Eu n-aș fi dat imaginele astea. Adică, informația că a ajuns la medic, din punctul meu, era suficientă, dar nu văd cu ce ajută opinia publică faptul că o vede pe doamna Pintea într-o stare de vulnerabilitate emoțională și fizică majoră. Eu n-aș fi dat. Adică eu cred foarte mult în demnitatea umană. Nu știu dacă domnia sa este vinovată sau nu este vinovată. Nici n-avem cum să ne pronunțăm. Dacă noi, în orice sursă, în orice variantă, imaginea asta o va bântui foarte multă vreme și îmi închipui doar ce este în inima familiei domniei sale în momentul care o vede, în momentul de față. Legea trebuie să-și urmeze cursul. Doar da, că dacă sunt este și vinovată, cei care spun, să răspundă. Foarte bine, că pe vremea când era aranjată și coafată, era preocupată de la șpagă. Bun, asta e românismul, ăsta e românismul ăla cu bapa mătii, da? Adică eu nu sunt fanul ideii, repet, adică eu cred că trebuie să respectăm pe toți, inclusiv pe cel care este infractor. Da, și că are dreptul la propria demnitate și imagine. Infractorul ne respectă pe noi când e într-o este treaba publică. Lui. Eu pot să controlez ceea ce fac eu. Dar dacă el este treaba lui, schimbarea începe cu mine întotdeauna, Emma. Iar dacă eu mă comport ca ei, nu mai există nicio diferență. Dar nu mai există nicio diferență între mine și ei. Dacă eu mă comport la fel de mizerabil cum se comportă ei, în dorința de a antagoniza și clivaje bapamătii... Poate că mesajul încerc să preiau ei din cealaltă tabără, ca să avem înțeleg o construcție. Vă mărturisesc că m-am uitat la imagine, am văzut și eu forma de... că omul ăsta e afectat. N-am reușit să simt nimic. Și știi de ce n-am reușit să simt nimic? Nu pentru că am devenit brusc lipsită de simțire, ci pentru că... înțeleg și poziția unora, înțeleg și poziția altora. M-am săturat să am surprize neplăcute în materie de oameni politici. Ah, bună dimineața! Vaccinează-te ca să-ți treacă. Ai perfectă dreptate, da, dar e momentul ăla în care te saturi să auzi dacă lucrurile au fost așa super tare. Mi se pare că de la un nivel încolo lucrurile ar trebui să fie despre cu totul și cu sigur că da, însă în același timp, știți... Execuțiile publice aveau un public numeros. Dar poate că așa da învață cei care poate acum sunt niciodată crezi? De pentru ce? Că execuțiile publice nu aduceau cu sine, spre exemplu, stoparea infracțiunii pentru care cel executat era executat. Nu aduce. Din contră, erau alții. Însă, tocmai de aceea s-a și renunțat, printre altele, la chestiunea asta, pentru că nu avea efectul ăla educativ, să zicem așa. Codul Hammurabi prevedea tăierea mâinilor și tot se fura. Doamne iartă-mă, da? Eu nu cred că trebuie în secolul 21, da, într-o societate în care cerem respect, da, să oferim astfel de imagini publicului. Nu văd relevanța de informare publică, nu văd. În afara faptului că antagonizez și unii spun bine a făcut, alții spun vai da, săraca. Societatea e împărțită dacă intrați acum pe Facebook. Nu văd relevanța informației.